Ia zi, Ibi, ce ai primit tu aici? Ia să vedem. Ce m-ați primit? Ce am primit? Cheltuieli. Scot din radio? Băi, de la cât era înainte? Era vreo 50, 53, 50, wow, 51, eu știu. 63 pe lunile... Da, pe 3 luni. Nu e minciună, fraților. 63 de euro radio pentru ce? Îl plătești radio pentru ce? 63 de euro. La 3 luni, nu? Dar da, niște bani așa aruncați degeaba. 21 de euro pe lună. Da, niște bani care te folosești de radio, adică nu am. Se bagă pe gât, te folosești de ascultare, da. Hai, scoate contul. Pe plata. N-avem, n-avem bani. Pe plata. Tati, ce faci aici? Te uiți la desene? Ia spune, tati. Pe plata la radio, hai. Da. Gata, plecăm din Germania, plecăm. Nu mai. Gata, acasă. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vreau să vă iau cu mine că caut o chirie. Caut o nouă chirie și vreau ceva așa retras. Vedeți cum este aici? Undeva să nu mă deranjeze nimeni, să am câmp, să pot să fac și un grătar, să nu mai stau cu proprietarii. Și cam asta este chiria pe care am găsit-o. Și plus spațiu de depozitare. V-am zis că caut un spațiu, un garaj mare sau hambar, un hambar, că așa se numește ăsta, hambar. Și am ajuns să văd și eu această chirie și să vedem dacă am noroc, dacă mă înțeleg cu proprietarul. Așa că vă țin și pe voi la curent, să vedem chiria, da? O să o filmăm. Da, în descriere spune că are două hambare de astea și se închiriază și ele odată cu apartamentul. Și hai să vedem ce avem aici, da? Hai, revenim. Asta este casa. Prima măsuță a lui Amalia. Hai, tati, papă. Nu-i fierbinte? Ce-i mie? Asta stă și Amalia cu noi la masă. E bun, tati? Ce, papă? Ce-i place? E bun, tati? Ce-i mami? E bun? Ciudat. Are gust ciudat, eh? Nu-i ca laptele. Nu-i dai pe ea, nu? Nu-i pe ea. Hai, nu-i dai pe ea. Hai, că-ți vrea. Hai, ia-te de aici, Simbrica, hai. Prima măsută, tati. Cum e? Mâncărica. Prin grigă ți-e și gata, nu-ți mai dă. Cum e mâncărica? E bună? Te-ai murdărit, te-ai murdărit, că vrei să bagi mâna în farfuria tu. Te prind, tati? Te prind, tati? Te prind? Te prind? Bău! Bău, tati! Te prind! Bău! Te prind, tati! Te prind, tati! Te prind, tati! Bă, bă, bă! Bă, 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 bă! Te prind, tati! Te prind! Bă, 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 bă! Te prind, tati! Te prind, tati! Bă, 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 bă! Hey!
Bucătărie. Ok, bucătăria micuță, dar ok. Așa. Aici e holul. Aici e baia. Bine că are duș. Dar baia e chiar ok. Așa. Aici e camera de copil. Da, e... E bună. Nici mică, nici mare. Și aici e dormitorul. Dormitorul e șmecher, e mare. Dar nu are balcon, am crezut că are și balcon. Nu are balcon. După asta este apartamentul. Nu e așa mare. Și acolo e living-ul, dar nu mai intrăm acolo că sunt persoane. Dar ce spuneți? Vă place? Vă place, vă place? Da, fraților, ce am plecat de aici, numărul 5. Da, nu e... Apartamentul nu e cine este aici. E așa și așa. S-a întunecat afară. Da. Are aici curte, are tot ce trebuie, dar apartamentul e foarte mic și... Nu e ok, așa, îl văd și voi. Da. Acum, dacă ne înțelegem la preț. Prețul e foarte, foarte mare, vreau să vă zic, 1400 de euro tot cu aceste hale. Curentul este la comun, ceva de genul a spus, și n-ai cum să iei doar apartamentul fără aceste hale, sunt două, una mai mare și una mai mică. Da, n-am pus să filmez aceste hale, că e și întuneric acum și da, nu aveți ce să vedeți, că sunt pline cu tot felul de chestii, trebuie eliberate. Da. 1400 de euro pe lună? E mult, fraților, ce? Foarte mult. Păi eu acolo unde stau acum plătesc 700 cu totul, cu internet, curent, cu tot. Aici 1400 e prea mult, prea mult, prea mult. Așa că mai căutăm, da? Am vrut să vă țin și pe voi la curent și să vedeți și voi activitatea mea, da? Și ce fac eu aici în Germania și care sunt prețurile, da? Să le aflați și voi. Eu am fost Cristi Panainte, Borci, până data viitoare, fraților, eu vă salut și multă baftă tuturor, da? Așa că mai căutăm apartamente, vă țin și pe voi la curent, stați aici, abonați-vă, nu uitați, abonați-vă, hai, baftă, pa!